Marinu Moldoveanu. Moldoveanu! De ce? De ce țineți cu Moldoveanu? Cel mai bun jucător! Da, într-adevăr, nu ne-am fi dorit să terminăm așa. Ne-am fi dorit să câștigăm, chiar dacă era o șansă foarte, foarte mici să prindem barajul. Suntem supărați, dar mergem înainte. Ești optimist pentru sezonul următor? Da, normal că ne dorim mult mai mult decât am putut face anul acesta și sperăm să... Ca la anul să fim pe primele două locuri. Mă bucur că am debutat la echipa mare în Liga a doua și chiar dacă a fost un moment greu pentru deoarece echipa nu a promovat în Liga 1 unde ne doream cu toții și mai ales rezultatul de pe tabelă. Ce ai simțit atunci când ai intrat pe teren? Vă dați seama, emoții mari. Picioarele mi s-au mâiat un pic, dar am încredere în ce pot și știu că valoarea mea mă va duce acolo unde mi-am propus. Știți cum e, ultima impresie contează. Contează, dar nu este cel mai important lucru în economia situației de aici. Deci chiar dacă nu am reușit să ne atingem obiectivul, sigur, rămân și lucruri bune, echipa a făcut multe meciuri bune, revenind de un pasiv de două goluri, sau sigur că e nevoie ca să reconsidere toată, eu știu, gândirea despre formarea unei echipe și să se construiască o echipă din temelii, o echipă cu jucători valoroși, care să poată să realizeze obiectivul. Da, am sperat, am fost acolo dezamăgit la, cum îi zice, la meciul Cluj cu Snagov. În ultimele minute am scris, atunci lucrurile erau chiar favorabile. După aceea, sigur, puține speranțe am avut, dar ne-am legat că poate o echipă cu un asemenea caracter, ce au demonstrat, să facă un joc de apărare deosebit, să poată, că e cel mai ușor să distrugi, nu? Vreau să faci o apărare bună. Țin minte că a luat bărtaie Barcelona de la, nu știu, și la Inter odată și i-a pus Mourinho pe două rânduri și a pus 0-0, sau chiar au câștigat 1-0. Ca idee, deci se putea, dar... Ei știu că în două mandate am făcut treabă bună aici. Acum, cred că echipa a arătat altfel în finalul ăsta, când am avut 6 victorii la rând. Și probabil că au apreciat munca.